Vă blestem dacă îi veți sluji pe hoț. Cel mai mare rău în țara asta este hoția, minciuna. Asta este. Sunteți bunui pensionar, nu? Am 80 de ani. Mulți înainte. Se spune că pensionarii sunt electoratul ținte al PSD-ului. PSD-ul spune că va mări pensii. Iată că dumneavoastră... Nu! N-a mărit nimic! Sunt niște hoți! Au dat pensii speciale! Eu am lucrat 40 de ani în funcții mari și am 2000 de lei pensie. Se compară cu 10 de mii și sute de milioane. Se compară. Nu-i le rușine. De unde au atâtea averi hoții ăștia care au lucrat la stat pe salarii mici, spun ei? De unde au? Vă rog, în conferințe de presă, aveți curaj, întrebați-i, aveți curaj și lumea vă va stima. Când le țin pe astea, au rușinit. Astăzi, gata, îi le pun la mână. Și dumneavoastră, tot pensionar, și l-am întrebat și pe colegul dumneavoastră, Liviu Dragnea, PSD-ul spune că va crescu pensiile, etc. Dumneavoastră sunteți totuși aici, de ce? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Mai putem crede într-o presă corectă, echidistantă? Suntem aici cu microfonul și sunteți în live. Deci eu știu, dar asta se poate rezolva. Deci eu, cum să vă spun, presa este unul dintre aparatul de stat, unul dintre care o poți călcat în picioare de Dragnea. Ca să știți, presa nu mai are putere. Presa ar trebui să fie prima putere din stat. Prima. Unii da, unii nu. Nu toți. Mai este puțin și corupția o să fie legalizată. O să fie legalizată, să mai modifică niște articole în Constituție și legalizăm corupția. Asta este. După care urmează o dictatură originală. Când vor legaliza hoția, dumneavoastră nu veți mai fi aici. Nu veți mai fi aici. Veți fi poate în închisoare. Luptați alături de noi! Luptați alături de noi!